Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi seara vom vorbi despre legătura subtilă sau nu care se poate crea între dimensiuni. Cine suntem și de unde venim? Există o legătură cu noi, cei de altă dată? Suntem sau nu predestinați să fim într-un anumit loc la un anumit moment? Nu întotdeauna suntem doar ceea ce părem a fi. Vom discuta astă seară despre toate aceste aspecte alături de Dan Lungu. Bună seara, Dan, și bine ai revenit! Sărămâire, bună seara tuturor! Vorbeam despre acest raport care se creează, fie că vrem, fie că nu vrem, unii sigur sunt mai senzoriale, alții nu, între dimensiuni, între lumi. Întrebarea care se pune de fapt de când lumea și Pământul este: suntem oare doar ceea ce părem a fi? Există totuși o legătură între ceea ce suntem în acest moment și ceea ce probabil poate am fost la un moment dat în altă viață sau în alt univers sau în altă situație. Este foarte interesant să observăm cum se prezintă anumite puncte de vedere, sigur că da, poate din punctul unora de vedere extravagante, poate din punctul altora de vedere foarte realiste. Care este părerea ta, Dan, ca psihoterapeut? Cum crezi că ar trebui să privim lucrurile fără a părea extravaganți din acest punct de vedere? Probabil cu rațional, în modul rațional, în modul în care căutăm înțelegerea. Acum, faptul că ai spus alte dimensiuni este foarte bine din punctul meu de vedere, pentru că și eu văd aceste aspecte ca niște dimensiuni, nu ca niște locuri. Adică e bine să înțelegem această diferențiere între loc, care răspunde la întrebarea unde, și dimensiune, care este cu totul altceva decât suntem obișnuiți să gândim, să înțelegem. Faptul că există astfel de dimensiuni este foarte ușor de demonstrat, dacă vreți. Gândiți-vă la existența unui fetus. În cele 9 luni de formare a lui, trăiește într-un mediu paradisiac. Totul vine de gata, nu respiră, nu bea apă, nu mănâncă, este alimentat fără nicio problemă, este într-un mediu plăcut, plutește, nu are niciun fel de acțiune de făcut. Dacă se mai mișcă, se mai mișcă de la sine, dar nu cu un scop. La un moment dat se naște. Un moment foarte traumatizant. Trece din dimensiunea aceea ideală, paradisiacă, dacă vreți, într-o lume pe care nu o cunoaște, care este altceva, unde trebuie să respire, unde simte niște impulsuri, cum e foamea, sau... adică cu totul și cu totul altceva. Vede lumina, totul este șocant. Mă dau seama că de când se naște el mai ia un tip de picioare așa și îi trage una la fund și se bucură că plânge, știți? Deci, iată cum trece dintr-o dimensiune, dintr-un anumit spațiu, dar nu sub înțelesul deloc, ci spațialitate, context, dacă vreți, dimensional. Și trece în viața lui. Iată o trecere. Discutăm la fel și cea de dincolo de viață, de ceea ce numim viață. De foarte multe ori ne gândim și fără să vrem, poate chiar și fără a avea anumite persoane o cultură în acest domeniu, fără să vrem facem niște conexiuni și ne dăm seama că lucrurile nu sunt doar ceea ce par a fi și ne dăm seama că există o legătură pe care o sesizăm, repet sau nu, între ceea ce suntem acum și o cauzalitate și ceva ce poate am creat altădată, am creat la un moment dat, fie că îi spunem viața anterioară, fie că îi spunem un fel de a exista care cere pe undeva această continuitate și la fel de adevărat ne gândim că ceea ce facem astăzi la fel creează, cum ne place nouă să spunem, karmă undeva într-un viitor. Pornind de la această legătură între ceea ce am fost, ceea ce suntem și în funcție de ceea ce suntem și facem, ceea ce vom fi, cum crezi că ar trebui să privim această problemă pentru a fi cât mai aproape de adevăr, dar totodată și pentru a conștientiza că nu este deloc... Nu se pierde nicăieri ceea ce suntem, ceea ce facem, ceea ce gândim sau ceea ce perpetuăm până la urmă. În mod evident nu se pierde nimic, pentru că universul este într-o transformare continuă, iar noi facem parte din univers.
Ceea ce suntem este o trecere printr-o fază a trecerii noastre universale. Acum, fizica, dacă vreți, vine și spune, nu știți, până la urmă, totul va sfârși, întreg universul va sfârși absorbit într-o gaură neagră care îl va consuma. Va consuma toată materia, o va reduce la nivel, la nivelul cel mai mic, adică electronul cade pe nucleu, totul e strivit, bun, și totul, practic, reîncepe printr-o mare explozie. Asta e viziunea fizicienilor. Ceea ce și ei recunosc este că singurul lucru care nu poate să fie distrus de astfel de gaură neagră este informația. Și dacă vreți, informația este cumva similară a divinității. N-are început, n-are sfârșit, nu îmbătrânește, nu se... Este acolo, iar întreg universul, tot ceea ce numim creație, că o privim din perspectivă creaționistă, că o privim din perspectiva marii explozii fizică și nu știu ce, indiferent de natură, toată această creație a avut loc în ceva. Acel ceva este o dimensiune a informației, a informației universale, bazale, care reface materia și o reconstruiește. Da. Introducând informație în materie și atunci creând structură. Deci, făcând creație. Inclusiv creaturile care sunt în noi. Până la ce nivel crezi că am putea totuși să facem această legătură între ceea ce ni se întâmplă acum și un potențial pe care l-am creat altădată? Spre exemplu, aici... concret aș vrea să te întreb, aș vrea să-ți spun puțin concret. Ai o anumită profesie sau ai o inclinație spre anumite lucruri. Evident, ai un talent, ai un har. Okay. Am putea să ne gândim că altă dată, de exemplu, sunt oameni care sunt foarte șarmanți sau sunt de-a dreptul hipnotici, alții sunt foarte talentați, sunt chirurgi de renume, alții sunt pianiști și așa mai departe, alții sunt foarte buni pe terapii, alții sunt buni fizicieni. Ne putem gândi că am dezvoltat calități similare în alte existențe? Da, ne putem gândi, evident, la lucrul acesta. De altfel, chiar psihologia vine și vorbește despre cum se formează personalitatea și toate fazele prin care trecem. Mai puțin una. Temperamentul. Venim pe lume cu un anumit tip de temperament. În cadrul acestui temperament sunt incluse talentele, abilitățile acestea native. Uh-huh. Cum spuneai, vine unul ca Mozart și la 5 ani compune. Ce să te-a învățat? Nu, avea în el. Era conectat la informația respectivă. Beethoven, aceeași măsură a lucrurilor, genial, adică depășea nivelul vremii cu mult, chiar și al vremii de azi. Dacă vreți, ne întoarcem la Antichitate, la mari filozofi. Dacă vreți, mari matematicieni, Pitagora și așa mai departe. Dacă nu, știu eu, Socrate, Platon, Aristotel. Vă dați seama, gânditori care au spus cum va fi societatea peste 2500 de ani. Care au vorbit despre democrație odată într-un mod utopic, în viziunea cetății din mintea lor, care era o structură utopică, dar și ca evoluție socială care s-a confirmat de-a lungul vremii. Ori astfel de oameni nu puteau dobândi prin învățare. Aceste lucruri nu le poți dobândi decât printr-un proces inițiatic. Sau vii cu ele. Ori te naști cu ele, sunt acolo și ele se concretizează la un moment dat în viață sau urmezi un proces de inițiere care nu înseamnă învățare. Învățarea este scolastică, intră toți pe ușă, ies cine e mai abil, iese cine e mai abil, dar inițierea este altceva, este o relație între maestru și discipol, este o transmisie, nu doar în sensul informației, ci și a emoției pe care informația o poate genera. Adică e altceva. Iar astfel de lucruri nu se pot explica prin că era el deștept la școală și că studia mult. Nu. Și că a citit multe cărți. Nu. S-a născut cu niște capacități și astea vin
evident, din niște conexiuni. Cine îmi spune că vine din genetică, are parțial dreptate. Poate că, știu eu, avea forma degetelor nu știu cum, era blond, era brun, vine genetic. Dar când vorbim de astfel de lucruri, ele nu corespund unei moștenici. Se pare că ales dacă sunt pe foarte multe teorii conform cărora chiar și tiparul familiei se perpetuează. Un anumit tipar. Nu sunt aceiași părinți, dar este un anumit tipar. Nu este obligatoriu. Am văzut. Cei cu stelele fac lucrul ăsta, constelații sau ceva de genul ăsta. Nu, că nu mă referam la asta. Mă referam la faptul că, spre exemplu, persoane care au aparținut unor familii de un anumit tipar, pot să regăsească și în viața actuală acel tipar. Vorbeam despre zona din care venim și zona spre care ne ducem. Este din ce în ce mai mult această preocupare de a descifra și chiar avem acces prin, deja știm, nu mai este un secret, prin regresii, prin, în alte vieți mă refer, prin vise uneori ți se pot revela tot felul de fragmente, sigur, contestate evident de către multe persoane, nici chiar noi care totuși suntem în lumea asta nu putem garanta că așa este, dar totuși sunt foarte multe semne de întrebare, Dan, în favoarea acestor situații. Ai putea, ca specialist în acest domeniu, să ne spui câteva puncte pro și, dacă, mă rog, ai auzit și contra aceste ipoteze? Adică ce ar sta în favoarea acestei ipoteze, cum că totuși venim de undeva unde am mai experimentat viața pe pământ și vom mai avea șansa să o facem? Acum am să încep cu o negare legată de faptul că sunt un specialist. Nu e nimeni specialist. Dacă era vreunul specialist, aveam niște răspunsuri concrete. Bun, deci nu poți sunt să nici ne pe dai niște puncte sunt pro un curios contra. În domeniul ăsta, mă rog. Poate cu mai multă inițiativă decât alții, dar atât. Ce vă pot spune este că, de exemplu, în cazul regresiilor, și am făcut destul de multe cu diverse persoane de tipologii diferite, avem de-a face cu un mod de creare a unui vis între realitate și transă. Practic, persoana ne descrie anumite evenimente, o curgere de evenimente. Însă, le descrie și le atribuie. Spune, sunt acolo, eu simt, eu văd, eu ating și așa mai departe. Adică, trăirea este directă cu emoțiile respective, deci trăiește emoțiile acțiunilor sale, are conștiința de sine, deci știe că este el, n-are nicio îndoială în sensul ăsta, adică nu o fi cineva sau am văzut, mi se pare că nu, e clar, își asumă, își atribuie. Și ne descrie lucruri. De multe ori neașteptate. Din partea operatorului mai puțin, dar din partea subiectului câteodată e surprins el de astfel de lucruri, ceea ce înseamnă că nu sunt o măsură a fabulațiilor sale, a minții sale, a gândurilor sale, a fanteziilor pe care le are, ci vin de undeva. Sigur, acum gurile rele, cei care sunt contra, vor spune, păi bine, a citit cărți, a văzut filme, atâtea evenimente pe parcursul vieții, l-au marcat emoțional, emoțiile se traduc cumva în astfel de lucruri. Și fabrică mintea un scenariu. Ok, bine. Mai greu e atunci când scenariul ăsta are repercursiuni în viața de zi cu zi. Când, de exemplu, ai pe o mână, ai la mâini, la toate încheieturile, un vitiligo urât și în urma unor astfel de incursiuni în trecut și făcând anumite lucruri, petele încep să se retragă pe măsurate, adică cu centimetru, cu măsurate, în mod concret. Asta nu mai poți explica. Sigur, o să vină din nou să dai autosugestie, că nu știu ce, posibil. Cine îi poate contrazice, dar nici ei nu pot contrazice faptul că undeva există o cale, o ușă îngustă, dar există o ușă în care putem trece în timp.
în timp, nu în timp, doar în timpul vieții, că asta e mai ușor. În timpul vieții putem ajunge până prin luna 6-a intrauterină, să zicem. Dar putem trece în alte existențe. Dacă vreți să mergem pe ideea acestor reîncarnări, cum le numesc, da? Metempsihoze, în astea, care sunt influențe, sigur, hinduse și așa mai departe, dar chiar și creștinismul vorbește de reîntoarcerea odată cu Iisus, reîntoarcerea la viață. Deci, pe undeva, această idee de succesiune existențială există. Și cumva se acceptă chiar din antichitate. Și am să vă spun și exemple. Că există chiar o posibilitate de previziune în viitor. De altfel, în antichitate au existat două curente, stoicii, gen Seneca, și epicurienii. Stoicii ziceau așa: ne naștem cu un destin clar. Destinul este dat fiecăruia fără discuție și obligația noastră este să-l urmăm până la capăt, fără să ne întoarcem din drum, fără să... cu stoicism. Corect. De aceea se chemă stoici. Ceilalți spuneau așa: da, e adevărat, ni s-a dat un destin, așa este. Dar dacă destinul ne e potrivnic, avem obligația să ne opunem și să-l schimbăm. Asta e viziunea celor. Până în ziua de azi, problema nu s-a lămurit. A rămas ca în antichitate, o discuție. Dar, vedeți, ambele părți au acceptat posibilitatea unui destin, posibilitatea unui destin și toată lumea vorbește de karmă, de... Mă rog, karma, acum, europenii înțeleg cumva foarte redus la reîncarnări din astea și la strict umane. Reîncarnările în viziunea hindusă includ animale, postenan, șobolan, mă rog, nu contează. Dar acest destin, vedeți, a fost recunoscut dintotdeauna, ceea ce înseamnă că în el sunt conținute informațiile unui parcurs, a unei persoane. Da. Cel mai simplu lucru sunt tehnicile divinatorii. Corect. Astrologia, numerologie, arbole sefirotic, de altfel cabala evrească și toate lucrurile astea au fost lucruri extrem de profunde. Da. Adică cine studiază cabală și vede, știe cum se asociază un horoscop cărților de tarot, arbolului sefirotic, numerologia, adică e un lucru complex, e un lucru așa, sigur. Ele pe undeva corespund, sigur, că adică sunt foarte multe cărți de tarot. Nu mai se suprapun și creează o înțelegere mai amplă a unei teme. Dar există o singură condiție în tot acest tablou care, sigur că da, îți poate fi de folos sau potrivnic. Un lucru care, din păcate, deși acum este o bogăție de astfel de tot felul de moduri în care poți învăța tot felul de lucruri despre aceste arte divinatorii și nu numai, o bogăție, sigur, efectiv, și cu foarte, foarte mulți oameni care practică și pedagogi, mm-hmm, în domeniul acesta. Sigur. Există însă o regulă de care sper să nu uităm atunci când participăm la orice dintre aceste tehnici, și anume faptul că trebuie să ai un anumit tip de energie. Și aici abrigorile sunt destul de mari. În momentul în care vrei să ai acces la aceste informații sau în momentul în care practici, dar și momentul în care te duci doar să consulți o persoană, trebuie să fii destul de mult în energia iubirii, a liniștii, a păcii interioare. Chiar dacă ai un conflict sau ești mai nervos sau ești mai supărat sau mai trist sau mai depresiv, totuși trebuie să înțelegi că dacă nu le abordezi de la un nivel destul de înalt spiritual, ele îți pot deveni potrivnice pe undeva. Ele pot fi chiar mai periculoase decât ceva ce se legitimează cu adevărat periculos. Pentru că te joci deja cu niște energii pe care tu nu le poți controla decât dacă ești în energia lui Dumnezeu și în energia iubirii și ai un echilibru. Și aici pericolul de a deveni orgolioși, de a deveni pătimași, de a crede că noi suntem Dumnezei demiurgi și facem tot ce vrem cu aceste informații este foarte mare. Și atunci trebuie să-ți păstrezi toate aceste cerințe
care sunt cerute în Biblie, să rămâi în iubire, să rămâi smerit, să rămâi cu capul pe umeri, cum se spune, pentru că altfel le poți transforma din niște unelte minunate de care te poți servi în procesul cunoașterii și care, repet, să fie un fel de sora mai mică a credinței și a religiei, ele se pot întoarce împotriva ta. Nu trebuie să devii nici prea pătimaș, nici prea obsedat de acest gen de informații. Doar trebuie să le iei precum niște repere. De exemplu, această conexiune cu alte vieți, care este fascinantă pentru mulți dintre noi, sigur că da, cu toții suntem curioși să știm ce am fost în altă existență, poate chiar ce ne așteaptă în următoarea, de ce avem un anumit tip de ghinion sau de ce avem șansă în alte domenii în care poate n-am făcut cine știe ce și totuși avem, nu știu, probabil că ați observat sau multă lume observă că într-un domeniu ești foarte ghinionist sau, mă rog, nu ești chiar atât de fericit, iar în altul totul ți se oferă pe tavă și lucrurile astea par a nu avea o logică dacă ne-am raportat strict la această viață. Ne mai vorbim de legături karmice cu persoane care nu te suportă orice ai face, uneori chiar persoane din anturajul apropiat, pot fi prieteni foarte apropiați, pot fi colegi, pot fi, nu știu, dar persoane. Pot fi și părinți. Deci pot fi în orice domeniu. Evident. Sau copii și persoane care îți fac foarte mult bine fără să le faci tu la rândul tău un bine. Deci, Dan, crezi că aici ar trebui o explicație raportându-ne la alte vieți? Acum, lumea este atât de diversă, atât de diferită. De la... Vorbim de o credință pozitivă, cum e cea creștină, Biblie și așa mai departe. Dar de ce un musulman n-ar îndeplini condițiile? Sau un hindus? Sau... Nu-l oprește nimic. Nu e o problemă de religie. Este o problemă de conexiune la informație. Cum spuneam și mai înainte, există, că spuneai că, domne, nu te poți duce la cineva să-i faci o temă dacă tu ești încordat sau că îi transmiți sau culegi sau... asta o fac doar ucenicii vrăjitori. Adică cei care sunt neinițiați și se joacă cu chestiile astea. Au citit două cărți și cred că știu. Lucrurile sunt mai profunde. În primul rând că cine cunoaște domeniul în care operează nu are astfel de trăiri când se duce să ia contact cu o persoană. Este ca un psiholog. Uh-huh. Nu empatizezi, nu faci... poți să lași impresia asta, dar realitatea trebuie să fie una distantă, că astfel încât să poți găsi soluția. Dacă pactizezi cu subiectul, intri în jocul lui și îi dai o soluție subiectivă. Din perspectiva ta, empatizând cu el. Așa și aici. Cine vrea să opereze în astfel de domenii, trebuie să învețe mai întâi să se controleze pe el. Acolo nu faci schimb de impresii, nu faci schimb de păreri. Acolo există un operator care știe și un subiect care, pe care se operează, pe care aplici tehnica. Deci nu încap discuții de genul, știi, ce milă mi-e de el, ce mi se rupe sufletul. Nu. Acolo nu ți se rupe sufletul, nu ți e milă, nu te bucură, nu te întristează. Acolo ești echidistant. Pentru că altfel îl influențezi. Gândește ce înseamnă să-l duci pe un om într-o altă existență. Și tu te gândești, băi, după cum arată, ăsta a fost cascador, a fost, nu știu eu, cavaler, turnirul. Îl poți influența imediat. Îi transmiți imediat mental gândurile, te conectezi la el. Ori lucrul ăsta nu e permis, trebuie să lași din el să iasă spre tine, nu dinspre tine spre el. De aceea spun că toți cei care știu despre ce este vorba sunt total echidistanți, adică știu să-și controleze lucrurile emoționalul. Astea. Iar vis-a-vis de întrebarea ta, dacă anumite aspecte din viața aceasta mai puțin plăcute sau fericite au legătură cu alte existențe, acum, revin tot la învățătura hindusă, care zice, ești un amărât în viața, ești un ei ca nimeni, ți-e foame, ești sărac. Da, în viața cealaltă ai făcut sau și ai greșit. Sau poate să fie în următoarea. Acum, și pe undeva îți mai alină durerea. Da, e o modalitate în care te poți împăca cu asta și e o foarte bună modalitate de a ține sub control orice revoltă socială care s-ar putea forma pe o temă ca asta. Dar în principiu să știți că
pozitivismul de care vorbești vis-a-vis de inițiații, de inițiații în domeniile acestea. Da, da. Să zicem, alături de da. Știință. Da? Nu includ neapărat forme de pozitivism sau negativism. Există doar o singură formă de cunoaștere. Același om care se ocupă de lucruri de vindecări, de exemplu, poate oricând să facă magie neagră la fel de bine. Pentru că mijloacele sunt foarte apropiate. Doar direcția este diferită. Dar capacitatea mentalului este tot aia. Tot cu mintea lucrează. Îi vedeți lucrând cu mâinile. Da? Dar nu mâinile sunt cele care energizează, care, ci mintea transmite. Da? Mâinile sunt un light motiv. Ca și ghicit un cafea. Hai să bem o cafea, o întoarcem, o pune, ce... Nu. Corect. Vă spun, dacă mai beți o cafea, aranjamentul e altul. Dar inspirația, ați văzut că cel care ghicește, că cel care face orice, intră într-o stare, are o anumită stare, se transpune. Deci el trece într-o conexiune cu informația. Fiecare după capacitate, după pregătire, după talent, cum spuneai, adică nu toți sunt la fel, dacă cred, ghicește neapărat un mare ghicitor. Sigur, domeniul este atât de... Vast. Cum? Și vast, dar și așa apos, încât au avut loc, și sunt enorm de mulți, cei care speculează. Asta, hai să-ți dau un cărț, hai să-ți... Sigur. Da. Asta n-ai cum să o oprești. Suntem într-un domeniu în care concretul e mai puțin acasă, știți? Și atunci permite astfel de speculații. Dar există de-a lungul vremii și istoria consemnează mari personalități care au reușit să controleze anumite lucruri. Dacă vreți, Jules Verne. Uite, Jules Verne e un caz foarte ciudat. Cunoscut de toți, citit de toți, aproape banalizat. Ca să poți să apreciezi modulul, greutatea modulului lansat spre lună, viteză, faptul că scaunele trebuie să aibă apă ca să-i amortizeze la... necesita la vremea aia niște cunoștințe foarte bune de fizică, de matematică. Jules Verne nu s-a remarcat ca un mare fizician sau matematician. Fie i-a spus cineva, fie a fost inspirat. Și când zic inspirat, știu ce spun, pentru că am văzut persoane și cunosc, de exemplu, un băiat, 18 ani, care dislexic, s-a născut dislexic. Citea, putea citi, doar cuvintele nu corespundeau informației, nu se suprapunea obiectul, nu înțelegea. Uh-huh. Nu știa despre ce vreau, asta e. Ok, scrie niște poezii fabuloase pentru că intră într-o stare de inspirație. Și scrie. Și scrie poezii la care Nichita Stănescu ar putea să-și ia notițe. Și eu am fost un adept al lui Nichita Stănescu. Adică băiatul ăsta e mai mult decât talentat. Este atins de o aripă de înger. Da. Da. Inexplicabil, vedeți? Nu te aștepți de la un astfel de... Deci, iată, există, într-adevăr, conexiuni care ridică totuși niște semne de întrebare. Sim. Există un soi de talent cu care poți să te naști iarăși, sim, care poate să ridice un soi de întrebare. Există, de asemenea, și aici aș fi vrut să discutăm puțin, și stări de frică sau panică sau fobii, care iarăși nu au explicație dacă ar fi să ne raportăm doar la existența actuală și care, sigur că da, apropo de regresii, pot fi identificate în astfel de stări de transe, repet, făcute ca la carte, exact cum spuneai. Și aici este foarte delicat, cu adevărat trebuie să înțelegem că lumea asta spirituală, și o să continuăm după publicitate, este extraordinar de importantă, poate fi un punct de reper care, încă o dată spun, după credință, poate să ne fie călăuză. Și totuși,
atât de doritori am fost să avem acces la aceste informații și atât de pe undeva precum e la shopping când te pierzi așa printre cumpărături și pe undeva atât de doritori suntem, da, într-un bazar, atât de doritori suntem să avem informații, să ne ajutăm, să ne rezolvăm problemele personale, să dibuim ce cumpene o să avem, când plecăm, ce sănătate și așa mai departe, încât ne grăbim puțin cam mult în a arde niște etape care sunt absolut necesare în zona aceasta. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam, Dan, înainte de pauză, despre tot felul de frici, de fobii pe care uneori le avem chiar nejustificat și de multe ori ne gândim că pot fi legături cu anumite momente de traumă din alte existențe. Ce părere ai despre această explicație? Așa, din experiența mea de până acum, am constatat că există două aspecte aici. Fricile acestea obișnuite. Mi-e frică de înălțime, mi-e frică de apă, nu pot să bag capul sub apă, mi-e frică de întuneric, de lift, de nu știu ce. Genul ăsta de frici, oarecum comune, da? Un gen comun. Și are rădăcinile mai ales în momentul nașterii. Momentul nașterii e un moment traumatizant pentru copil. Pentru că schimbarea aceea de mediu și asta creează totuși un impact emoțional pe care el nu-l prelucrează rațional, dar care lasă urme și e posibil să genereze astfel de lucru. Există însă aspecte ceva mai rare decât cele de care am vorbit. De exemplu, se teme de un anumit obiect. Se teme să se așeze în fotoliu roșu. Nu vrea. Dacă o face forțându-se să se face rău, declanșează panică și așa mai departe. Sau începe să se simtă rău în prezența unui anumit obiect. O bijuterie, o vază, o ceva. Nu știm de ce. Ei, lucrurile astea nu mai vin din zona de care am pomenit, momentul nașterii, traume la naștere, intrauterin sau... vin de undeva dintr-o zonă mai puțin cunoscută. Și în tentativa de a găsi acea dimensiune care a generat frica respectivă, am făcut mai multe experiențe cu diverse persoane. Și am descoperit că în anumite dimensiuni, să zicem trecute, au trăit anumite evenimente legate de un obiect, de un obiect vestimentar chiar, de o anumită bijuterie, care au avut un final neplăcut în acea dimensiune. În viața normală, de zi cu zi, el nu are o înțelegere rațională asupra lucrurilor astea. Dar teama se manifestă involuntar. Este ceva ce-l domină, este deasupra lui. Nu poate controla. Însă o astfel de incursiune îi traduce în mod rațional de ce acel obiect are o influență asupra lui și lucrul acesta anulează, de cele mai multe ori, a anulat această frică obsesivă. Da? Și a încheiat povestea. Deci obiectul ăla a pierdut valoarea aceea de frică. A devenit un obiect banal, a intrat în zona rațională, a fost depășit. Astfel de lucruri sunt mai rare, e adevărat, la tot pasul, dar în an de zile întâlnești un număr relativ semnificativ de persoane cu astfel de probleme. Gândiți-vă că lucrurile acestea nu pot fi ameliorate sau chiar depășite prin tehnici alopate, dăm pastile, da, îi dăm pastile, se comportă mai lejer așa, dar alea nu fac decât să acopere problema.
nu s-o rezolve. Astfel de lucruri trebuie să rezolvate de la rădăcină, adică mers la esența lor. Lucru care nu e tocmai ușor. Și nu întotdeauna cu reușite. Adică trebuie să înțelegeți că dacă vă spune cineva că el face tot, că totul i-a reușit perfect, ori nu știe, ori minte. Pentru că nu poți avea niște un succes de 100%. Pentru că oamenii sunt diferiți. Nici tu nu ești mereu constant ca performanță. Deci sunt variabile pe care nu totdeauna le poți controla. Așa că, dar în cazurile în care, experimentul s-a soldat cu o reușită, vă pot spune clar că am întâlnit genul acesta de frici generate, acum, sigur, să o numim o altă existență. Putem să o numim o altă informație, putem să o numim cum vrem. Tot la capitolul mister și lucruri nepermise pe undeva, pentru că, sigur, este și o zonă nepermisă în care trebuie să înțelegem, dacă tot ne învârtim în zona aceasta spirituală, extrasenzorială, paranormală, cum vrem să-i spunem, este evident, nici nu mai putem să considerăm că ar fi, nu mai este un mister, nu mai este o necunoscută, faptul că există spirite, faptul că se comunică cu celelalte lumi, faptul că mai mult ca sigur există alte existențe și așa mai departe. Dar există și o zonă nepermisă în această lume a paranormalului, nepermisă, aproape interzisă, și este legată foarte puternic de durata vieții. Sunt foarte mulți oameni care sunt obsedați sau interesați într-un mod foarte explicit de firul vieții lor, cât vor trăi sau în ce context se va întâmpla plecarea și așa mai departe. Un lucru care, după părerea mea, chiar este interzis, chiar și pentru cei, după părerea mea, repet. Și voiam să te întreb, tu ce părere ai? În primul rând, aș pune întrebarea, interzis de cine? Asta așa, ca să lămurim lucrurile. Da, adică cine interzice? Interzice cel care fixează data, destinul? Exact. Interzice. Acum trebuie să înțelegeți că e greu să apreciezi cât va trăi o persoană. Am văzut situații în care se așteptau să moară în câteva zile și a mai trăit luni. Nu, asta este altceva. Oricum, un dat este, indiferent că ne e sau nu dat. Dar nu asta e problema. Problema e că e greu să estimezi că unul să moară la 100 și altul la 25 și altul. Complicat. Am însă o rețetă pentru a trăi mult. Vă dau pe gratis. Cu cât te ocupi de minte mai mult și îți mobilezi mintea mai cu atenție și cu mai multe detalii și cu cât mai multă profunzime, vei trăi mai mult. Nu stă chiar în picioare. Am un argument. Am argument. Toți academicienii sunt bătrâni. Dar și multe genii au murit. Dați-mi o altă explicație decât faptul că o minte luminată, bine ornată cu cunoștințe, iată, le-a prelungit viața. Sigur, e o demonstrație speculativă, mai mult glumeață, dar mintea joacă un rol important. Da, asta este adevărat. Da. Pentru că în clipa în care ai nu mai alte gânduri parazit, asta ai cedat, acolo începe și decadența. Corpul și depresia, mintea. Sigur. Corpul va urma căderea. Foarte mulți ies la pensie. Vai, când ies la pensie, ce minunat, mă, la pescuirea. A ieșit la pensie. Auzi că după câteva luni e depresiv. După aia vezi că s-a îmbolnăvit de ficat, de inimă, de... Înțelegeți? Ai spune statistic vorbind, dom'le, odată cu pensia, pensia generează moartea, nu? Dacă e să privim statistic. Nu e adevărat. Faptul că persoana aia nu mai se preocupă, mintea ei s-a oprit să mai lucreze. Nu mai are probleme nici la servici, nici colo. Mintea lui începe să se relaxeze. Dar odată cu ea se relaxează și structura. Sigur, nu generalizăm acum. Gata, asta e motivul pentru care se îmbolnăvesc oamenii. Nu. Dar se întâmplă acest aspect. Deci mintea, o minte ținută activ.
Sau aș merge puțin mai departe cu explicația, pentru că sunt și foarte multe persoane care trăiesc în mediul rural și trăiesc foarte mult, fără să aibă neapărat... Sunt oameni care chiar nu au grijă decât de gospodărie și atât, bătrân de la sate și așa, și trăiesc mult, sunt longevivi. Am multe cazuri chiar din zona din care provin. Da. Există și o altă explicație. Oamenii aceia rămân în iubire, rămân în puritate, le face plăcere viața, ei trăiesc viața în fericire, în iubire. Deci au o viață activă. Au o viață activă, sigur că da. Mintea lor e preocupată. Când se însemânțăm, când crește puiul, dar o ține activă. În clipa în care l-ai oprit, du-l la oraș. Cât va trăi după aia la oraș? Du-l, mută-l de la țară, adu-l la bloc. Nu cunoaște pe nimeni, să vedeți. În scurt timp se degradează. Tocmai. Cum nu mai are mintea ce să facă, ci la ce mai trebuie corp. Pac. Asta e. De aceea, una din metodele de a te ajuta pe tine este să tot timpul să ții mintea trează, ocupată, să-i dai să facă lucruri, să înveți, chiar dacă nu-ți trebuie lucrul ăla. Înveți. Exagerarea conflictelor, exagerarea zonei acesteia care te provoacă într-un fel foarte des. Sunt oameni care sunt foarte trăitori, pătimași în tot ceea ce fac, pun patimă, pun suflet, într-un exces. Cât de periculoasă poate fi, nu neapărat apropo de durata vieții, apropo de orice până la urmă în zona energeticului? În primul rând că astfel de oameni prezintă un pericol care îmbracă două aspecte. Unul vis-a-vis de ei, generează boli sistemice, diabet, inimă, știu eu mai ce, sau probleme de tip social, intră în conflict cu cei din jur. De regulă cu cei apropiați în primul rând. Că ceilalți nu-i bagă în seamă, dar cei apropiați empatizează și deranjează. Dar în general să vedeți că astfel de oameni au un coeficient de paranoia ridicat. Nu spun că există oameni fără paranoia, fără... Nu, toți avem. Totul e ca aceste nivele să fie cumva apropiate. Dar când sare una din problemele astea, trece de nivel cu mult, atunci se pune în vedere. Deci, fie are o problematică de genul acesta, fie este măcinat pe dinăuntru de propriile lui frustrări, probleme, dorințe neîmplinite, neputințele în general creează mari frustrări oamenilor. Neputința de a ajunge să ai iaht, neputința de a ajunge să fii președinte, neputința de a ajunge să fii nu știu ce bancher sau vedetă sau lucrul acesta îi deprimă. Pentru că dorința lor este mai mare decât putința lor. Și conflictul este în ei, de regulă. Și acești oameni nu prea au vindecare. Chiar și când îmbătrânesc, vor trăi cu regretul vieții trecute în loc să se bucure de ce mai are de trăit. Deci aici este o eroare de comportament, de fapt. Un alt element care, sigur, este de mare interes, zona aceasta de predestinare, predestinat sau nu unui anumit eveniment. Nu mai avem acum timp să discutăm pe larg, probabil o să reluăm subiectul. Predestinare sau nu? Există această variantă în care mulți dintre noi consideră, sau multe persoane din domeniul acesta, că ar exista anumite, poate nu toate, dar anumite puncte, anumite momente în care există factorul predestinare 100%, adică la o anumită vârstă, într-o anumită zi, ți este predestinat, înainte de a te naște aproape, să ți se întâmple un anumit aspect, un anumit eveniment care are un impact major asupra vieții tale. Poate fi vorba și despre ceva pozitiv, nu știu, nu neapărat un accident. Evident. Da. Deci, revin la antici. Există destin, toți o recunosc. Deci există această predestinare, dacă e să o numim așa, da? Dar cum este ea? Are niște puncte de control. Ce faci tu între puncte e liberul tău arbitru. Cum parcurgi distanța de la punctul A la punctul B e povestea ta, e alegerea ta. Dar punctele alea sunt obligatorii. Iar punctele alea nu prea poți să le ocolești. Alea sunt acolo. O dai, o scalzi, îți iei măsuri degeaba. Când e să se întâmple, se întâmplă. Înțelegeți? Adică aici este marea problemă.
când ai două componente, liberul arbitru și destinul. Ei, aici începe conflictul, când ambele au dreptate. Întotdeauna când două părți au dreptate, e un conflict. Ei, ăsta e conflictul. Pentru că nu înțelegem întregul. Noi privim bucățelele. Cu preferință. Destinul, Dumnezeu a dat, nu e vina mea, de la Dumnezeu. Bine. Dincolo zice, cum, dar tu poți să alegi, tu îți construiești viața, tu... Ok. Dar vedeți că ei nu văd întregul. Există acele repere de viață prin care treci obligatoriu. Și felul în care parcurgi distanța între ele este o opțiune personală. Ce simți, cum reacționezi, toată trăirea. Trebuie să ne gândim foarte, foarte clar la aceste elemente. Există multe lucruri în jurul nostru pe care nu le percepem, sigur că da, în viața de zi cu zi, și totuși ele există și se cer descifrate. Vom relua subiectul, dar mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere!